dezvoltare personală pentru change, transformation management în niște firme, la un moment dat, care aveau o producție de masă undeva prin teritoriu, s-a pus problema să, cum să dăm feedback. Atunci, data trecută, dar cine era în sală, trebuie să dau un feedback și învățăm cum să dau un feedback. Adică, cum dai un feedback? Nu spui omului din lichie, știu, ești întâmpit. Imposibil, orice ar fi făcut, trebuie să aibă și o parte bună. Îmi spui, foarte mi-a plăcut cum ai vorbit, are o semnificație ce ai spus în fraza acutare, dar eu aș avea următoare sugestii, te gândiști la acutare. Adică, nu, doamne, hei, adică, nu crezi o prăpastie, în feedback-ul se dă ca să-l ajuți pe omul să iasă, dacă intenționalitatea trebuie să ajut, dacă vrei să-l îngropi, îl îngropi. Dar după știu din primele trei cuvinte ce intenționalitatea e în spate. Și te-ai devolat înainte de a începe. Deci, automat, lucrurile devin foarte simple. Și acum vă dați seama că omul șef de șantier, la un moment dat, într-un context auzit de cursul ăsta, a dat telefon oamenilor din teritoriu acolo. Și acum vine scena aia care mi-ar place să o punem într-un spectacol la un moment dat, pentru că mi se pare fascinantă la mine, ca să înțelegem unde suntem. Zice, domnule, bă, mâine vin și vă dau un feedback, bă, la telefon, la care se aude din partea cealaltă. Paul, dacă de dat, dați-ne. Deci, automat, asta este o discuție prin niște cuvinte dintre surs, pentru că n-are semnificație, e comună, aura semantică e aiurea. Și ne mirăm de câte un cuvânt astru, biogeofizic. Prima că n-aude, dacă v-a avut treabă cine aude, că a fost asențat despre biogeofizic. Vă dați seama că o să vă ia peste picior și, din păcate, ca să nu vă simțiți într-o anumită formă, cum să spun, nici nu o să spuneți că ați fost la astru biogeofizică, pentru că dacă spuneți cu prea mult patos și zâmbind, zice, dă-ne, ceva, ai ceva? Ceva din ordine, cu tine. Da? De ce a fost contextul ăsta important? Este că a fost al doilea război mondial, probleme de strategie, tactică, aplicație, apare ideea de calculabilitate, sunt germenii către o altă gândire de complexitate. Dar ce mă interesează foarte mult să înțelegeți că e un mecanism interesant. Apar sporadic și în zone diferite străpungeri locale, foarte locale, care sunt lucruri interesante, dar fără prea mult conținut, că nu știe lumea ce se facă cu ele. Și am văzut cineva care le asamblează. Sunt unii care au această capacitate de a asambla întregul. E capacitatea vinților. Cum a fost, de exemplu, acestui Neumann. Neumann, îl găsiți în analiză funcțională, mecanică cuantică, teoria cronicității, geometrie în continuă, teoria jocurilor, economie, știința computațională, analiza tactică, hidro... La toate astea are ceva de spus unic. Adică, nu e așa că a făcut și el pe acolo, pe acolo. A generat un mod de gândire. Deci, are un pilot fundamental. Deci, nu suntem egali. Nici măcar șanse egale la mea. Ar trebui să ne respectăm fiecare pe stratul lui pe care tu, fratul, să ne ajutăm, pentru că fiecare poate să ajungă pe stratul următor dacă ne respectăm împreună. Din păcate, societatea a funcționat pe ideea de egalitarism sau pe drepturile omului. Eu nu zic că nu trebuie să fie șanse egale. Șanse egale trebuie să fie, dar nu înseamnă că suntem și egali. Fiecare, dacă stăm și ne gândim, fiecare poate să aibă unul sau doi sau trei profesori maxim de-a lungul vieții profesori, pentru care au respect de profesori. Au fost niște oameni, dar ca pe care au trecut. Fiecare are alți profesori care au făcut predic. Pentru fiecare, altul este mentorul și altul este. Deci, pentru că asta e variabilitatea. E normalitatea. Este diferența generală. Dar sunt oameni care marchează realitatea respectivă. Cum este Jobs, de exemplu, care marchează. Nu are problemă de, cum să spun, de diplome. Are problemă de înțelegere, de curiozitate, în același timp de atitudine, de antreprenoriat. Nu? Apare prima conferință de complexitate concretă în 62. Apar niște probleme de inteligență artificială și probleme de, cum să spun, încercare de modelare a creierului ca inteligență undeva prin 50-70. Baza însă care devine bază de gândire este odată cu înțelegerea respectivă de către Piaget și grupul lui, a modului în care se formează, se construiește rațiunea, se construiește mintea. Apare diferența netă între creier ca suport și mintea ca și singularitate în formarea ei, cu niște structuri de formare care au fost parte componentă și în gândirea inteligenței artificiale. În 69 apare Prigojin. Prigojin arată că fiul nu funcționează după legile termodinamicii clasice și apare termodinamica departe de echilibru, e altă lume. Altul primul Nobel. Nu trebuie neglijat. Este pentru biologie carte de referință. Dar trebuie puțină fizică. Nu mai poate să fie biologia numai descriptivă. Noi mai mergem la biologie și definim și ne facem definiții și învățăm în afară zeci de mii de anatomie și zeci de mii de comunicări de cuvinte pentru farmacie. Mai face calculatorul. Puteți să înțeleg ce înseamnă organismul uman, care sunt funcționalități, care e holismul lui. Da?
Deci, cu alte cuvinte, Prigojin dă partea fundamentală care arată că viu are capacitatea de adaptare pe un moment dat, după care el iese de adaptat și poate să facă mutații. Are bifurcații în comportament. Are niște elemente fundamentale care definez la cu totul altfel, alt mod de gândire. Există René Dom, o altă personalitate fundamentală care a generat așa numită teoria catastrofelor. Noi în România am topit de două ori cartea Înainte de Revoluție, de către tovarășa care au zis teoria haosului și teoria catastrofelor. Cum adică nu avem catastrofe? Nu avem catastrofe. Și numai din cauza ideii de cuvânt catastrofe, deși era matematică pură acolo, era matematică extraordinar interesantă, cărți nu au apărut în România. Iar ea a avut și curaj să desfințeze, practic, Institutul de Matematică, Institutul Național de Matematică, care era reprezentat incredibil de bine. A fost singura țară din Estul Europei chiar care a desfințat Institutul Matematică, iar 300 de oameni de cea mai bună calitate au invadat Europa și în special America, sunt șef de catedre în diferite părți ale lumii. Și ne-am rămas ce? Fără substanța care ne dă nu mușchi și gorgoliu, ci ne dă gândire. În păcat. Feigenbaum descoperă teoria haosului și primele constantele haosului se consideră că în 70 a apărut deja, în 1920 a fost o descoperire fundamentală cuantică și a doua descoperire a secolului trecut, considerată ca fiind de revoluționare, sunt constantele haosului și tradițiala haos a lui Feigenbaum. În 75, copilașul Mandel vă demonstrează că nu mă intrează matematica ta, bunicule, că mă enervez numai că mă pui să faci matematică, nu o să mă las să joc în vacanță și eu că sunt vacanță, copil, am dăbut copil la nivelul de, știu, 10 ani. Eu o să fac o matematică a naturii și am făcut matematica a naturii, geometrie fractală. Fizica se dezvoltă, apare ideea nevoie de informații pe triada asta, informații de G-materie. Mihai Drăgănescu definește inelul lui material, ortofizica și încheie ultima lui carte cu societatea conștiinței, care dă naște la tot volumul informațional necesar pentru a da toată substanța deja acestei gândiri. Deci este deja, să zicem, un factor de sinteză, dacă vreți, nu-i singurul, dar este unul dintre elementele destul de coerente. În 80 apare Institutul Santa Fe, care pune pilonul și definește așa numitul High Altitude Thinking. Este echivalentul orașului care dă ora exactă în gândire. Este centrul, polul de cunoaștere, dacă vreți. Apare algoritmul genetic. Apare Kaufman, care începe să aplice complexitatea biologiei mai serios și în social și în economie. Apare viața artificială, apare automatele celulare, apare deja, cum să spun, în 2004, pentru prima dată, factorul politic la Casa Albă este obligat să facă cursuri de specializare în complexitate pentru a înțelege socialul și a controla mai departe într-o anumită formă politică. Se pare interesant. Ar fi trebuit să fim și noi, eu țin cam din 2010, nu, 2004, 2005, cam așa țin cursuri la Colegiul de Apărare și încerc să le pun cam același lucru, oamenilor care vedeți pe sticlă. Vă care odată auziți ce ați auzit și dumneavoastră, n-au folosit asta. Nu că s-ar vedea. Nu că s-ar vedea, este din păcate, dar poate dumneavoastră veți reuși să faceți mai multă sinteză sau poate să vă găsiți o altă formă de impact, astfel încât noua generație să fie sensibilă, pentru că ăștia de aici nu stau pe loc când au înțeles că au de făcut, cu fac. Și noi tot vorbim că ar trebui să o facem. Și nici noi, ca persoane, nu ne băgăm în jocul ăsta dezvoltându-ne personal pentru noi. Din păcate, rebutul suntem noi, nu e sistemul. CDNA s-a dezvoltat în perioada de Ceaușescu, am trăit acolo, în perioada respectivă. Treaba fiecăruia, era treaba fiecăruia. Informația am avut întotdeauna, nu am probleme cu informația. Toate cărțile care le-am citit, le-am citit în perioada respectivă. Laboratoarele le-am făcut în perioada respectivă, nu m-a oprit nimeni. Deci nu aveam nicio problemă. Problema este că nu era trendy să faci chestia respectivă, asta e adevărat. Dar rebutul aș fi fost eu să spun, știi, n-am putut din cauza Ceaușescu, am rămas și asta să întreb. Dar nu știu, mare lucru, nu? Așa a fost de vine Ceaușescu, mi se pare o aberație. În 2006, Uniunea Europeană definește printr-un articol care devine oficial, care spune că degeaba vorbim de o societate mai bună, societatea cunoașterii, dacă nu reușim să difuzăm în social noua gândire, ca să fie capabilă societatea să răspundă altfel la noile provocări ale tehnologiei secolului 21, care schimbă noțiunea de muncă, noțiunea de produs, noțiunea de valoare, din tangibil în non-tangibil, e o mutație majoră. Dacă societatea nu înțelege și reactivă și stă cu pancarde și dă cu sticle Molotov în guvern, dați-ne de muncă, n-am făcut nimica. Ne pierdem deci și dăm foc și la puțină bunăstare care mai avea. Singura soluție, societatea să facă o salt.
Cum se poate face asta? Cu multe cafenele de genul ăsta. Cu voi din cafenele care se începe să povestiți mai departe într-o rețea și rețeaua poate să miște într-o formă de difuzie exponențială. Fără asta nu face mare lucru. Deci cum a apărut știința complexității care reușește să fie pentru substrat, dacă vreți, și pentru neuroștiințe, și pentru biologie, și pentru sociologie? Au fost mai multe teme, mai multe direcții, străpungeri locale, care sintetizate la un moment dat creează o atitudine și un mod de gândire care se numește știința complexității. Deci știința complexității nu înseamnă fractal. Știința complexității nu înseamnă teoria haosului sau motoare celulare. Știința complexității este cumva sinteza în interia unui om a semnificației fiecare din teoriile respective. Deci un stat de cunoaștere, un stat de conștiință. Care, bineînțeles, generează o altă viziune. Și din asta, fiind o viziune, poți să-ți creezi pe obiective. Nu poți să-ți faci obiective fără să ai viziune. Deci ești un mecanicist. Trebuie să simți întregul și după aceea te poți duce pe elementele componente. Cam așa arată harta mentală. Aici fiecare punct de aici este, dacă vreți, o temă, o teoremă, o definiție, o problematică care, însumată, formează cumva harta de concepte, noțiuni și metode, tehnici, care ar trebui însușite. Vă dați seama că e destul de mult cum arată acolo. Dar fiecare își poate face într-o vreo sau altă funcție de cunoștințele pe care are un fel de hartă mentală a noțiunilor și conceptelor pe care le operează. Ca să știe ce ar avea nevoie, să știe ce ar putea să upgradeze, la ce e bun să poată să dăruiască, la ce are nevoie ca să poată să primească. Nu uităm la curicule mergând cu note, că e inutil. Trebuie să ne facem o autodiagnoză cât mai serioasă, ce știu și ce nu știu, pe ce areazme sunt, undeva eu pot fi pe lobul ăsta de aici, altul poate fi pe lobul de aici, am nevoie de parteneri și se poate face echipe. Valorile de lucru de aici încolo nu mai sunt pe indivizi și diplome, ci pe echipe. Echipe interdisciplinare, transdisciplinare, multidisciplinare, pluridisciplinare, fiecare universitate nu sunt tot la un loc. Acest areal, dacă vreți, se găsește pe aia scufundat în sociologie, în economie, în politică, în toate elementele componente, pentru că este un mod de gândire. Mă ajută să înțeleg relația viu-neviu, viu-neviu în evoluție, în habitat. În centru de aici se află o carte de care v-am tot povestit, care este doar enciclopedia complexității, are în principiu 10.000 de pagini, 11 volume, care e numai enciclopedia. Ce înseamnă enciclopedia? Termenul, unde a fost primul articol în care a confirmat termenul respectiv, și o bibliografie. Și are 11.000 de, are 11 volume. Vă dați seama că dacă o luam acum 30 de ani, era pe undeva. Acum asta e realitatea în fața noastră și va mai fi și mai mare, că i-a dus pe loc. Și se creează o ruptură între evoluția unor oameni care operează și în emoțional și rațional cu amândouă etajele astea și alții care se bat politic încercând să obțină viața mai bună și demonstrând ce dați în fiecare parte. Pe la uman față de la real. E prea mare desincronizarea orizontală și prea puțină lume dornică să facă cu adevărat un salt interior. Nu numai de autocunoaștere, ci autocunoaștere și participare acolo unde se poate într-un salt cognitiv. Nu trebuie să știu pe toate, dar trebuie să știu că ce am învățat la școală sau ce să fac la servici este doar pe o proiectare, dacă vreți, sau de gândit limitative, materiale, newtoniene, liniare, spre să-i ziceți, caduce. Închei cu următoarea observație. Deci, avem o dimensiune geofizică și o dimensiune astrofizică. Asta e foarte simplă. Aici avem sistemul conceptual foarte clar, pentru că legile care guvernează materia neanimată au deja elemente foarte clare. De ce? Pentru că, de obicei, obiectele de aici nu sunt sensibile la condiția inițială. Ciocnirea rămâne legea ciocnirii. Am regăsit legile astea primare, cu care am croșetat mai departe toate artefactele pe care le-am făcut, care sunt reproductibile, independente de utilizator. Vă dați seama ce ar fi dacă aș avea o mașină care, dacă o pornesc, eventual pornește, dacă dau din nou la cheie, pornește dușul vecinului, dacă ai până la treia cheie, se aprinde becul și care, unde nu se le văd, deci automat eu am nevoie de ceva reproductibil dacă vreau să folosesc, în sensul clasic. Da? Deci, cu alte cuvinte, asta e o zonă care a fost ok. Din ea a derivat această structură de gândire mecanicistă cu produsele pe care a avut în realitatea respectivă, care știu să le gestionez foarte bine.
Deci, aproape că dacă ei să fac în continuare mașini de genul ăsta, nu prea mai e nevoie să învăț mare lucru, pentru că am transferat toată această cunoaștere în sisteme de calculator automat. De exemplu, ca să înțelegeți cam care e tragedia, când eram eu asistentă politehnică la știința materialelor, mergeam și făceam practică cu studenții la IMGB, care avea așa un etaj mare de tot de proiectați. Proiectați care trebuia pentru fiecare șurubelă să le aici, să meargă într-o carte, să răsuiască o carte la standard, să vadă dacă... Era foarte interesant că știam pe fiecare cu ce se ocupă, după cum erau pe cotor murdare paginile, pentru că erau unele de deschise și altele așa de răspăite, că se vedea negru pe margine. Deci, cu atât de... și da de acolo piulița 27 cu stasul 29 și proiecta. Asamblând în depură, ca la ora actuală lucrează în direct în 3D, cu 4 persoane faci toată proiectarea, inclusiv simularea, se proiectează direct în 3D, deci să ai deja vederea spațială, nu lucrezi în proiect de proiecții, ci vederea spațială direct, e nebanală treaba asta, și în clipa în care ai dat o formă a unui produs, a unei piese dintr-un angrenaj oarecare, ea este imediat asociată cu materialul care este optim sau care l-ai ales. Dacă tu ai indicat un material, că așa ai vopsit piesa cu o culoare, numai cu un click, ea s-a colorat și așa de trimis informația la producătorul de metale, care îți trimite standardul adalizat online și ai deja proprietățile de material aduse la zi, la materialul, inclusiv un alt layer pentru cost. Cât ar costa bucata de material cu tehnologia respectivă. Deci, în timp ce construiești produsul, apar imediat și layer-urile și de tehnologie și de economie. Trei persoane ai făcut cât de atâta hală aia. Păi, automat, ce fac cu oamenii aia de la hală? Că nu poți să mai proiectezi cu, cum să spun, cu abaca. Mai mult de atâta, are modul de simulare. Și sunt module de simulare în care am văzut, de exemplu, influența scrisului pe avioane, pentru că în timp care fac o anumită scriere, cu o anumită culoare, care este mai contrast decât restul obiectului, apar gradiențe mici, pentru că la temperatura respectivă, minus 50 de grade, a dus acolo sus,